24 octombrie. Astăzi, 24 octombrie, îi pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Areta și Sfinții Mucenici Valentin și Sevastiana. Pe vremea împărăției lui Domitian, aflându-se petrecând Sfânta Muceniță, Sevastiana, în cetatea lui Marchian, a fost părâtă la guvernatorul Serghie că este creștină, aducând-o de față înaintea lui și mărturisind Sfânta că a fost uceniță a apostolului Pavel și a fost botezată de dânsul și cum că este gata a muri pentru Hristos. A fost supusă unor mari chinuri până și-a dat obștescul sfârșit. În această perioadă se spune că dacă luna va fi plină și cerul senin, iarna va fi bună. Dacă dimpotrivă luna va fi plină și cerul va fi acoperit de nori. Dacă plouă sau dacă ninge, iarna va fi aspră, cu zăpezi grele, iar gerul va fi strașnic.